509, alineatul 3 și ale articolului 530, alineatul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ cu completările ulterioare, în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României aprobă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Sârca Romeo Constantin exercită cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de subprefect al județului Sălaj. Semnează premierul Ludovic Orban, contrasemnează ministrul afacerilor interne. Domnule subprefect, vă rog să depuneți jurământul cu mâna pe Biblie și pe Constituție. Eu, Sârca Romeo Constantin, numit în funcția publică de subprefect al județului Sălaj, în hotărârea Guvernului numărul 168-2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, alineatul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57-2019, privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sălaj. Așa să mă ajute Dumnezeu. Felicitări și mult succes! Mulțumesc! Județul Dolj. Hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către doamna Stănculescu Anișoara. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol 1. Doamna Stănculescu Anișoara exercită cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de subprefect al județului Dolj. Semnează prim-ministrul Ludovic Orban, contrasemnează ministrul afacerilor interne. București, 10 martie 2020, hotărârea numărul 166. Vă rog să depuneți jurământul. Eu, Stănculescu Anișoara, numită în funcția publică de subprefect al județului Dolj, prin hotărârea Guvernului numărul 166 din 2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, alineatul 3, din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Dolj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să semnați. Mulțumesc, felicitări! Hotărârea numărul 165 din 10 martie 2020. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Roșca Nicușor exercită cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de prefect al județului Dolj. Semnează prim-ministrul Ludovic Orban, contrasemnează ministrul afacerilor interne Marcel Vela. Vă rog să semnați, domnule prefect, să depuneți jurământ. Eu, Roșca Nicușor, numit în funcția publică de prefect al județului Dolj, în hotărârea Guvernului numărul 165/2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispoziția articolului 251 aliniatul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Dolj. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, vă rog să semnați. În 2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251 aliniatul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, vă rog să semnați. Hotărârea numărul 169 din 10 martie 2020.
privind exercitarea cu caracter temporar în condițiile legii a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Crețu Mircea Dorin. Având în vedere prevederile legale, nu vi le mai citesc exact toate din preambulul hotărârii, guvernul adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. Domnul Crețu Mircea Dorin exercită cu caracter temporar în condițiile legii funcția publică de prefect al județului Sibiu. Vă rog, domnule Crețu, să depuneți jurământul. Eu, Crețu Mircea Dorin, numit în funcția publică de prefect al județului Sibiu, prin hotărârea Guvernului numărul 169 din 2020, depun următorul jurământ de credință în conformitate privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Felicitări, să fie într-un ceas bun și mult succes în ceea ce faceți. Vă rog să vă așezați. Doamnelor și domnilor, din județul Sălaj, Dol și Sibiu, a fost o onoare și o bucurie pentru mine să fim parte în acest eveniment, în această ceremonie importantă. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut astăzi, pentru că prin acest jurământ v-ați angajat în mod public, oficial, administrativ și creștin că sunteți în slujba cetățenilor din județele dumneavoastră. Într-o perioadă în care sunt multe provocări, multe probleme, multe semne de întrebare, multe necunoscute. Așadar, dumneavoastră astăzi, dincolo de responsabilitate, alături de colegii din prefecturile dumneavoastră, sunteți niște oameni cu mult curaj. Responsabilitatea și curajul cred că sunt calitățile importante ale unui om patriot. Așadar, sau în concluzie, astăzi, pentru fiecare dintre dumneavoastră, este un drum nou. Un drum nu ușor. Dar vreau să vă asigur de toată susținerea Ministerului Afacerilor Interne și a Guvernului României, de prietenia și susținerea și disponibilitatea, deschiderea, tot ceea ce putem noi face pentru dumneavoastră și pentru oamenii din județul, din județele dumneavoastră. Acest drum, așa cum a spus, nu va fi ușor, dar dincolo de faptul că va fi greu, va fi un drum care va arăta profesionalismul, implicarea și devotamentul dumneavoastră. La sfârșitul acestui drum, sunt convins că veți fi eroii județelor dumneavoastră împreună cu cei din echipele pe care le coordonați. Ceea ce se întâmplă acum, lupta pe care o avem în această situație complicată și necazurile, greutățile prin care trecem ca națiune, sunt încercări pe care dumneavoastră, dacă le veți trece împreună cu noi la sfârșitul acestor încercări și provocări, vom arăta că ne-am iubit semenii și că am fost profesioniști în tot ceea ce am făcut. Vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, subprefect sau prefect, să evaluați minuțios, cu rigurozitate, tot ceea ce ține de problematica luptei împotriva răspândirii coronavirusului. De la spațiile de carantinare, de la oamenii care sunt în domiciliu, izolați la domiciliu,
de la ceea ce va veni ca și măsură pe comitetele județene pentru situații speciale de urgență, colaborarea între instituții, comunicarea cu Ministerul și cu Departamentul pentru situații de urgență, pe verticală, dar este extrem de importantă și pe orizontală cu colegii dumneavoastră din deconcentrat. Nu mai este vorba aici nici de politică, nici de funcții, nici de demnități. Aici este vorba de o mare răspundere care apasă pe umerii dumneavoastră. Am toată încrederea că vom trece cu bine, cu toții ca națiune, nu doar ca și demnitari sau ca oameni care suntem vremelnic în aceste funcții, pentru că evaluez și măsor la nivelul Ministerului, comparativ și cu alte țări, românii sunt responsabili, să știți. Cele câteva cazuri în care unii au dat dovadă de inconștiență sunt foarte rare. La volumul, la problematica pe care o gestionăm și la diaspora pe care o avem. Așadar, sunt optimist că împreună vom putea să ne îndeplinim cu bine misiunea. Mult succes! La început trebuia. Nu știu, va avea că... Da? Nu e problemă. Nu, dar când a făcut...